decizii de reformă a justiției. Anul acesta se încheie perioada 2011-2016. Ce credeți că nu s-a reușit? S-a reușit mult și în același timp este mult de lucrat. În opinia mea, strategia este bună, dar strategia nu este o dogmă care a fost adoptată în 2011 și trebuie numai decât să respectăm orice literă care e scrisă acolo. V-am spus și de propunerea mea cu reorganizarea Curții Supreme de Justiție, reorganizarea Curții de Apel Chișinău, care eu sunt sigur că ar da rezultate foarte bune. Însă noi cazul, cred că, să ne ținem de fiecare literă care e scrisă în strategie. Pentru noi toți este important ca să ne mișcăm lucruri înainte și să avem oameni, o justiție respectată. Și să nu vorbim atât de mult în privința calității acolo, că e bună, nu e bună și mai nu știu ce. Mulțumesc, care este opinia. Ca teorie, strategia a fost o chestie foarte bună și în marea parte a fost implementată. Dar eu cred că ea nu trebuie, repet încă o dată, luată ca dogmă și numai decât nu cumva schimbat o literă de acolo, ca să nu se supere cineva de psihologie.